Alo? Cruce galbenă. Prețulișa. Lili, Jeremy. Salut. Și domnul Sasha. Banane de la orașul Vreț. Nu, că luăm doar câteva, că urcăm acum. Ciuncuți. Astăzi vorbesc cu mine în oglindă despre trecut și despre viața mea. Și aș vrea ca timpul să se mai întindă din ce am greșit să mai repar ceva. Dar cum să mai repar acum trecutul când el a dispărut din drumul meu? Și doar 60 de secunde are minutul. Și eu de când mă știu așa sunt eu. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec doar ca să mă întorc, câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac, câteodată n-am chef nimic să fac. Câteodată nu știu care-i rostul meu și cred că sunt altul, dar mereu sunt eu. Ce face vremea asta trece, e ca o frunză legănat în vânt. Sunt clipe care nu aș vrea să plece și clipe care aș vrea ca să le uit. Chiar dacă vremea asta iute zboară, nu se întoarce, are un singur drum. De-ar fi să mai trăiesc a doua oară, eu aș trăi la fel ca și acum. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec doar ca să mă întorc, câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată... La paralele, da, până aici. La două ore după de la plecare. Dar e lin, adică e pe distanță mai lungă, așa, pe un forestier. Și din aia se mai urcă până pe la 1700, dar tot așa. Să ajunge pe vârful ăla de deasupra asta.
gol alpin, cam 1350, pe o piem de stână, nu știu cum îi zice. Culmea Piule Pleșa, retezatul mic și munții vulcanului, lacul de la Valea de Pești. Retezatul. Și poteca noastră, da, vede cum unduiește ușor pe curba de nivel. De acolo. Și pe acolo e culmea pe care vom coborâ mâine. Cred. Și noroc. Merișoare. Încă mai găsim probabil mult mai multe sus. Iami. Un pumn de merișoare. Ce frumos! Căbănuță, dincolo de ea, e stâna. Ce frumos! Retezatul. Facem o pauză la stână să mâncăm și apoi continuăm. E ora 2, apăr norii pe cer. S-ar putea să ne prindă o pârcică mică. Stânuța, mai văzut-o în primăvară când era zăpadă. Să vedem, păstrează bine. Nu era? Nu era partea asta. Da. Uite aici două paturi de voi. Da, parcă e mai arătoasă. 2.50 am plecat de la stână. Peisaj. Culmea Tulișa în față. Și probabil acolo vârf. Cel mai din dreapta pare cel mai înalt. Nu pe aparat. Curmătura Tulișa. Cam, cred că e 3.5, cam așa e, nu? Da. Monumentul din Curmătura. 100 de ani de la primul război mondial. 100 de ani de război de reîntregire. Și în spate retezatul. Ce frumos. De dinainte de Tulișa. Vă și băieții mult în fața, aproape a ajuns în culme acolo. Strâng nori și pe straja. În fața am vârful Tulișa. Iar parângul
e un răsfăț de soare. Incredibil. Retezatul a tras toți noi. Acolo e retezatul. Încă nu plouă nici acolo. Să vedem, ne prinde ploaia. Vârful Tulișa. Retezatul din ce în ce mai înceață, dacă nu e ploaie cumva deja acolo. Izvor chiar în potecă. Vine, vine. Ne înconjoare ploile. Și noi mergem în față. Lotru, cindrel, parângul. Așa zic toate în fața noastră. Se limpezește cerul spre retezat. N-a fost ploaie propriu zis asta. Selfie. Căbunuță, forestiere, pădure cu milioane de culori. Pe culmea coborâm mâine și în parâng îi bagă. Pompează apă. Hai să ajungem. Hai. Merișoare. Vreau să stau un pic în parc. Doamna Mircea la cabană, bucătarul, doamna Lili. Toată lumea a tocat ce-a făcut și-a adres. Eu unde s-a amestecat. Ia mi. Mulțumim, Doamna Mircea, de găzduire. Sănătate. Cabana Tulișa. Dimineața. Bună, Lili. Salut. Soarele sărit. E 7:30 după ora 9. Am dormit. 10 ore, cred că. Aici face focul. Se aprinde ușor? Da. Înainte am avut motorină făcută cu cenușe. Și apoi ăștia, dacă nu mi-ar mai adus motorină, și mă la prind cu ăsta, că am destul eu. Facem un ceai de-a locului, plante. Nu știu ce e aici. Tei, au recunoscut tei. Căsuță în copac, lângă cabană. Sănătate, numai bine! Sănătate! Aaa, ce ciupreci! Uite o afină perfectă! Este 10, ora 9, adică ora 9, ora veche. Ora 11, ora veche? Nu, nu. Care e ora veche, Sașule, acum? E ora 10, 9. E, adică e 9? 10. Păi aici ai și eu, 11, nu 9. Păi și ce ții?
scrisă, nemilostiva de geapi. Țărutul otrăvit al prumii, omoară toamna trandafir. Pe lângă nerișoare, afine. Afine, bun. Ia să așa arată producția. Producția astăzi? Ia Doru, arată producția. Deocamdată, bă, le mâncai pe cele dinainte. Ăla e doar profitul. Cine s-ar opri să plângă? O frunză vește de încărare, când codri preamătă alături și râdând răsărit de soare. Când codri preamătă alături și râdând răsărit de soare. Pinti, uite, mai sunt aici la băți tot așa un mănânc. Privina ta, așa e scrisă, milostiva de cea fi, țărutul otrăvit al plumii, omoară toamna trandafir. Și cine s-ar opri să plângă, o frunză vește de încărare, codri preamătă alături și râdând răsărit de soare. Din nou la gol alpin. Mai avem trei vârfuri. Piscu Obrocii, ce se vede în față sau puțin după el, vârful Zănoaga, vârful Pietrii și apoi coborâre în Paroșeni, la vreo 6-7 km de unde am lăsat mașina. Avem porțiunea de asfalt cu ocazie, ceva taxi, 11. Vremea e superbă, superbă. Cele trei vârfulețe. Primul Piscu Obrocii, Zănoaga, Pietrii. Cuțuranu. Negruții, trecuții. And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. Jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Hey. Sex and drugs and rock and roll. Vârful Pietrele, ultim. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing pretty, you can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Încă doi pași pe vârful Pietrele. Ultima urcare. 10 minute. Mai mâncăm ceva. N-au sărit băieții cu o alincă de pere, șuncă, cărnați, mușchiuleț afumat, Doamne. Termină bateriile chiar pe vârful Pietrii. Ultimul vârf al turei. Acolo.
vârful pietrii. Wow, și ce e în jos. Mamă. Vârful pietrii. Paroșenii. Lupeni și șuricani încolo. Da. Ultima oasă. Înainte de ciorbă. Cine de taină? Înainte de ciorba de din Petroșani. Da, da. If I ever leave this world alive, well thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Mulțumim Anivelu. Bă, Laureală. Uitam și coborâi puțin ca mult. O fântâniță. Crezi că e un mormânt? Da, și are apă. Sete negruțu? N-ai tu treabă. Negruțu, drăguțu. Cură ne despărțim de el. Drăguțino. Bă, e frumos, leuși. Brad cu flori. Aici pe 39, jumătate de oră suntem în oraș. Am văzut urme de căprioare sau de cerbi. De urși. Tranșe, dacă n-ai încălțările bine legate, ai pus-o. Îți rămâne boca încă acolo. Culori, doamne, culori. Grămadă de lemn tăiat de curând, cum arată drumul, fărâmat de tafuri și mure. End of the trip. 5:30. Vedem cum recuperăm mașina acum.
It's always been the working.